Am revenit în direct cu procesiune cu moștere Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou pe străzile pustiite ale orașului închis de carantină. Preoții din Suceava se roagă pentru sănătatea bolnavilor. Preoții de la Catedrala Episcopală din Suceava se roagă la Dumnezeu să îndepărteze molima de orașul lor. Într-o procesiune pe străzile orașului închis de carantină, au transportat racla cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, pe care l-au invocat pentru sănătatea localnicilor. Ne-am rugat astăzi ca El să mijlocească cu mai multă osârdie înaintea lui Dumnezeu, să ridice cât mai grabnic această neputință de deasupra acestui oraș și deasupra țării întregi și de pe lumea toată. E vreme așadar de rugăciune mai stăruitoare, dar e vreme și de multă faptă bună. Pe tot traseul, preoții au rostit rugăciuni pentru bolnavi și pentru personalul medical, pentru cei care mențin ordinea publică, dar și pentru toți locuitorii orașului Suceava. Suceava este un oraș cu oameni minunați, cu oameni inimoși, cu oameni calzi, cu oameni buni. Aceștia v-au primit de foarte multe ori și v-au fost gazdă minunată. Aici, în Bucovina, v-ați odihnit de multe ori, trupește, aici, în Bucovina, mănăstirile de foarte multe ori v-au adus liniște și odihnă sufletească. Acum, Suceava este cea care are nevoie de dumneavoastră. Fiți alături de noi. Împreună ajutăm Suceava.